Bună dimineața, dragi prieteni! Adevăratilor, asta este o zi de muncă la 3 grade floare. Acum sunt încărcat cu camionul, mă duc să descarc. Azi e ultima zi la noi, terminăm floarea. Avem de trier, dar la altcineva, la noi terminăm astăzi. Merg acum să descarc la Cârlici, așa se cheamă satul ăla. După mă întorc înapoi și băgăm la trier. Deja e ora 8. Dar pe aici mă aflu acum, în drum de țară. Balastru. Vine și un tractor. Dori. Mai vechișor. Și cam asta o să fac azi. Merg acum, descarc. După ce terminăm de trier, nu știu ce mai facem, oricum terminăm de vreme. Dacă ne apucăm pe la 11, nu mai are mult, are, nu știu dacă facem un camion, cât mai este, trid. După, nu știu, cred că o să mai facem și altceva. Oricum o să filmez astăzi, toată ziua, să vedem ce activități fac. Mai punem și noi un video pe YouTube. O să ziceți că de ce nu port centură. Nu port centură pentru că pe aici merg încetul. Îi picăm. Ar fi culmea să fac accident pe câmp. Nu zic că nu s-a întâmplat. S-a întâmplat. Eu sunt cald. S-a întâmplat accident grav pe câmp. Nu la noi în zonă. Am descărcat. Acum merg din nou înapoi. N-am mai filmat acolo că am avut treabă și n-am putut filma. Am mai fost până la Filipești să vă arăt ce am luat pentru combină. Pentru Mega 208 s-o spart conductele astea de la injectoare și curge motorină, pornește greu, se dezamorsează. Și am fost până la Filipești, este un magazin de piesă. Și am avut și noroc cu avut pe stoc. Și acum merg înapoi în câmp, la trier. O să trebuiască să mă bag pe o vale. Nu știu dacă pot ieși de acolo, dar vom vedea. Acum sunt pe drumul ăsta accidentat.
mergem în câmp. Aici au avut, Edith, să vă arăt, 8 cu 4 umiditate. Corpul străin e 3,5. Uitați. Asta e bonul de la care i-a făcut umiditatea. Și greutate 18.920. Cam asta. Atâta greutate am avut. Aici deja e pregătit terenul, e sămânat. Acolo sunt niște tractoare care o băga la sămânat. Băgăm și noi, trebuie să terminăm întâi cu treierul, după aia să dăm cu discul. Avem activități foarte, foarte multe. Ne vedem în câmp. Și am ajuns și în câmp. Trebuie să ajung undeva tocmai jos, jos acolo. Îți văd 2 hectare de floare. Nu e a nostru, e de altcineva, dar îi facem noi. Trebuie să o trieri, trebuie să merg să cântăresc, după aia trebuie să vin să pună de la noi. Așa că e foarte nasol de ajuns acolo. O să trebuiască de ajuns, nu e ușor, nu e chiar așa greu. O să fie mai greu de urcat înapoi. La vale merge oricum. Pe aici au încercat cineva să facă drumul, nu știu ce a făcut, au încercat. Mai rău a făcut. O dat cu pultă, nu știu cu ce o dat pe aici. Aici mai avem noi un pic la vale, un pic mai la deal acolo, e plin, mai este de trier. Aici am avut tot noi un hectar și un pic, cred că combina nu a venit. O să merg acolo să aștept și combina. Era bună că puteam scobor pe aici pe iarbă. Ajungeam direct acolo. Nu mai înconjuram atâta. Am ajuns din nou la minunata pădure Deasa. Așa se numește pădurea asta, pădurea Deasa. Nu știu de ce îi zice Deasa. Că ea e cam rară. O rămas rară. Opa! Vedeți un șanț aici. Toamna au pus piciorul în prag. Ce a pus să îngălbenească copacii. Combina n-a plecat. Că se vede acolo e ferma și combina se vede acolo. Încă nu a plecat. Asta înseamnă că pot să trag un pui de somn. De o oră liniștit. Cred că băieții pleacă la erbicidat, că văd că e cisterna, trage apă. Cisterna la Iaz. Opa.
pleacă la erbicida la rapiță. Trebuie să erbicidăm, se erbicidează de două ori. Dat acum pentru frunză, frunză îngustă sau cum îi zice. M-ar veni pentru grâu, dacă a fost grâu, înainte o să o mai răsărit și grâu. După trebuie să dăm pentru frunză lată, după 4 zile. Pe aici trebuie să o iau și o să... Nu o să merg pe drum, că e foarte rău drumul. Că am fost cu raba pe aici, am urcat. Cu raba merg, dar asta nu e rabă. Și o să o iau pe niriștii la omul ăsta. Sper să nu se suferi, că nu e nostru aici. Opa, uite așa. Trebuie să ajung tocmai în vale acolo. Aici mai avem de trier un pic la vale acolo. Păcat că nu ies niciun port să vă arăt. Normal pe aici ai drumul, dar e rău tare. Acum cobor eu, dar să văd cum urc. Eu nu știu cum urc pe aici. Da, încerc. Am să o cuplez de jos. Așa e. Da, am un pic ajung jos. Deja nu știu dacă se vede. Vine și combina. Aici o să avem de recoltat. 2 hectare și un pic aici. Are cineva. Acolo unde se vede verde după floarea asta, avem noi rapiță. Să vedem eu cum fac aici să... Oricum o să fie nasol de urcat la deal, dar am șufa la mine. În caz de ceva, mă trage cu combina. Dar sper să nu fie nevoie să mă tragă. Că e nasol. Întorc aici. Ce uscată e asta? Asta e neoma? E neoma, da. E semănat de mini aici. De fapt, toate floarele e semănat de mini. Că... Noi am semănat porumb întâi și după aia am semănat floare. Acum trebuie să dau un pic înapoi. Am să o las aici. Acum dacă văd că am încercat un pic să urc înapoi, am văzut că merge. Poate dacă îmi pune un pic de greutate pe motrică, pe roțele trăgătoare, sigur o să reușesc să urc. Acum așteptăm combina să ajungă. Oricum trebuie să ocolească, că n-are niciun pod pe aici. Trebuie să ducă roata să ocolească ca să ajung aici. Așa. Așteptăm. A venit și combina. Ia uitați aici ce pălării mari. Dacă ar fi toată floarea așa. Deja s-a dus combina încolo. Haideți să vă arăt și rapița. Pe aici sunt porci. Mi-e cam teamă așa să merg pe jos. Da. Sper să fii speriat să nu stea pe aici. Aici e rapița. A ieșit foarte bine.
După ce am semănat-o, la vreo două zile, o prins un pic de ploaie, o dat vreo 10 litri. Și o ieșit binișor. Așa arată. Mai sunt goluri, dar nu e problemă. E bun că e curată. Nu e murdară. Pe undeva pe acolo, în față, văd niște rămături de porc. Sunt căprioare pe aici, sunt o grămadă de a... Cam asta e floarea. E bunicică, a ieșit binișor anul ăsta, a fost binișor. Păcat că nu mai e. Rapița. Nu am, de când sunt la fermă aici, de când lucrez aici, nu am semănat niciodată rapiță. Acum e primul an. O mai semănat înainte, dar de când sunt eu nu am semănat. Și acum să vedem ce o ieși. Dar trebuie să iasă ceva bine. Uite, aici surmi de porci. A fost vodihani mare. Dar seama cam ce e acolo la tocătorul ăla, cât material toacă. Mai ales la noi am avut un soi de floare aia Pioneer, a crescut foarte înaltă. Trebuie să iei mai de jos, să nu rămână multe piețe. Și dați seama cam cât toacă acolo. Ia uitați ce acolo. Că era floarea toată așa, puteai pisi 6 toni. Are și cameră pe manșalier, când dă înapoi. Aici e, ca să vă spun, e terenul bunicul Nuțu. Pe Nuțu cred că-l știți. Cred că-l știți pe Nuțu. Aici e terenul Nenealică. Bunicul Nuțu, tata lui Cornel. Care trebuie să ajungă și el cu căruța. Am văzut că au trecut mai înainte. Hai, uite ce e aici de tocătură. Tocătură. Uite, avem aici un om care fură. Bănuțu! Da. Dar de știap că ai furat. Bă, dar
Uite, vrei, realică. Un om care fură aici. Fură, băiatul ăsta. Avea cu așa, furi? Eu spun eu să-i gem cât ai. Hai, nuțule, mai cu vlagă. Mai sunt încă 4 sace. M-am bun. Mai are un pic de recoltat. Nuțu se ocupă și cu agricultura mai nou. Să știți că nu numai face YouTube și filmări și... Ia uitați aici și muncește omul. Nu ca mine, stau cu mâinile în buzunar. Nuțule, mai ai de furat? Stai acolo, că vine combina să-ți pună un pistitini. Mai are un pic de trier. Trebuie să merg să cântăresc. Bum? E ca și cum ai face duș. Numai când nu faci cu apă, faci cu floare. No. N-am chef să mă murdăresc. Ai grijă. Mai termin aici și după aia trebuie să merg să cântăresc undeva la moldoveni, la un cântar, după aia trebuie să vin înapoi să încărcăm de la noi. Că nu are rost să merg cu 6-7 toni, trebuie să vin să-l încarc. Și ne vedem mai târziu, ne auzim. Au venit și bunicul Nuțu cu căruța. Să-ți dau papuci, Nuțu? Ești absent. Ești absent la furat. Bă, fraților, problemă gravă. Am terminat acolo cu bunicul Nuțu, cu... N-am mai filmat, că am avut o grămadă de treabă. Problema e că am făcut pană să o lăsa roata. Nu știu ce s-a întâmplat, am luat ceva. Acum să o ridic un pic sus, să încerc să o umflu, zi, dacă ține. Ne auzim mai târziu, că am treabă grozavă. Am venit la o vulcanizare, că n-am avut ce să fac cu roata. Am venit cu mașina asta, cu un prieten. Acum e omul care o face, cauciucul. Mergem înapoi să-l punem la loc. Acum mai avem un pic și ajungem la... camion, am făcut roata. O să vă arăt și ce am avut în roată. Mie nici nu-mi vine să cred. Ne-au prins și noaptea. Da, asta e. Acum ajungem Camaon. Punem roata și mergem acasă. Hai că am pus roata la roc. Acum să plecăm. Deja sunt întunecat. Am avut noroc că a fost băieții cu mine, m-au ajutat. Am avut niște băieți aici. Dar noi am terminat cu floarea. Acum... Uvaleu, nu mai pot. Stai un pic. Vai, mamă. Eu nu știu de ce să mă mai apuc acum, nu știu ce să fac. Trebuie să întorc. Asta știu că trebuie să fac. Trebuie să întorc.
că ne așteaptă combina. Că e încărcată. Trebuie să mă dau un pic jos să vă arăt. Asta am avut un rot. E piatră. E ascuțită. Nu știu cum de-o intrat. Cauciuc aproape nou. Intrat în rot. O iau și eu. Că vreau să o arăt la patron. Ne vedem mai târziu. Îți plin de treabă acum. Credeți-mă. Băi, fraților, cam atâta și episodul de astăzi, că deja s-a întunecat, e noapte, e ora, nici nu știu cât e ora. E 9, ora 9, acum am terminat și noi de recolta floare, am încărcat. Cam asta a fost ziua mea de muncă de astăzi. Am făcut și pană. Asta e. Ați văzut ce piatra am luat în roată. O să ne vedem, ne auzim într-un alt video. Nu știu de cât o să iasă video ăsta, oricum cred că e scurt. Acum merg și eu să parchez camionul și mâine dimineață o să merg să descarc. Până la următorul video vă salut și vă mulțumesc că ați fost aproape. Pa, pa, o seară frumoasă!